simplul fapt că documentul care să-l arunce în aer pe Nicușor Dan s-a ivit în ultima săptămână înainte de alegeri, spune mult despre această hârtie bătută la mașină. Precum și alte simple fapte, că a fost pusă pe ecrane cu entuziasm și înfierări de către CNN Varanu, RTV Guiță și Banu Ancuței. Spun hârtie pentru că altceva nu e. Nu e o veste, e o poveste cu aromă de securitate, fără vreun cârlig la realitate. Textul putea fi compus și dactilografiat de oricine despre oricine. Se analizează acum, inclusiv de către CNSAS, dacă e fals sau nu. Și dacă ar fi autentică, hârtia nu face doi bani. E o colecție de ziceri ale unui zis colonel Agache, în care este pomenit adolescentul de 17 ani, Nicușor Dan. Ca să incriminezi pe cineva ca turnător la securitate, e necesară o semnătură, un angajament, o notă informativă, o prezență faptică în documente a respectivului care poate fi confruntată și corelată cu altele. Și culmea e că se produc indignări, revolte morale în direct la adresa lui N. Dan în televiziunile în care forfotesc foști cu grade sau cu ciripitul, astăzi diriginți sfătoși ai neamului. Klaus Iohannis are o singură proptea în cursa lui penibilă spre șefia NATO, Ungaria lui Victor Orban. Europeanul Iohannis nu se retrage, nu respinge susținerea guvernului fascistoid anti-Uniunea Europeană a lui Orban. Președintelui României puțin îi pasă că obiectivul fundamental al politicii orbaniste este reanexarea Transilvaniei, ca în mai 1848. Atunci, cu ajutorul final din 1867 al Imperiului Austriac, acum cu cel sperat din partea Rusiei lui Putin. Acestui obiectiv se subsumează și generosul sprijin al Budapestei pentru intrarea României în Schengen terestru. Cu cât mai subțire granița dintre Ungaria și Ardeal, cu atât mai bine. Niciodată nu a contat atât de mult ca în acest an cum vor vota românii, atât înăuntrul cât și în afara țării. În confruntarea dură dintre forțele democratice pro-europene și partidele naționalist-rasiste putiniste, ce se va întâmpla într-o țară importantă a estului european ca România, interesează atât Bruselul cât și Washingtonul. Tabloul politic de la noi s-ar putea numi războaie în familii sau famiglii. PSD se bate în parte cu aliatul PNL în jurături, pumni, palme și Dumnezeii mamii, Burdujea se pupă cu piedone, auricii se încaieră cu șoșocarii, matca șoșoaca cu bărbasul, dreapta unită cu toată lumea. Schimbări de macaz, trădări, dări în gât, strângeri de semnături false, anchete la parchet. Tot acest pandemoniu poate avea un efect foarte periculos. Greața de vot. Cu cât se vor prezenta mai puțini oameni la urne, cu atât rezultatul alegerilor va fi mai rău.
pentru că vor veni în special votanții captivi ai partidelor și nu majoritatea tăcută a alegătorilor. Prin urmare, cei care nu aveți de gând să vă exercitați dreptul de vot pentru că sunteți dezamăgiți și furioși, mai gândiți-vă odată. De data asta nu votăm fiecare pentru fiecare. De alegerea noastră au nevoie România, Europa, întreaga lume liberă.